M-am amuzat că nu pot să filmez când este cineva lângă mine. Bun. Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Aceasta este o încercare de vlog. Sunt în mașină și mă îndrept către Jumbo. Dacă nu știți, s-a deschis un Jumbo în Jumbo, Jumbo, cum vreți voi să spuneți, în Suceava și evident că trebuia să mă duc și eu acolo să-mi fac prezența. Așa că e noapte, e oficial, am intrat de astăzi, adică azi a fost ultima zi de muncă, fiindcă am intrat în concediu și haideți să vedem ce o să iasă. Parcare la Jumbo. Sper că se poate vedea, este full, full. Deci, cred că o să stau pe aici câteva ore bune, dar vedem. Mașina și o să mă vedeți ciudat pentru că stăm la semafor. Am zis să fac acum că am ieșit din Jumbo părerea mea. În primul rând nu mi-a plăcut cum este organizat. Tot arată ca un labirint. Deci trebuie să treci prin tot magazinul așa cum
este el coordonat ca să ajungi către case. Deci nu poți, dacă ai intrat, să zic că nu mai vrei să mai stai în magazin sau ai urgență și trebuie să pleci, n-ai putea să te duci direct să ieși. Deci în niciun caz n-ai putea. Chestia asta nu mi-a plăcut. Știu că este o tactică de marketing, dar nu mi-a plăcut. Și ca să nu ies cu mâna goală, am pungă și mi-am luat fix două produse. Sper să mă țină lumina, că m-am zis că sunt în trafic. Am un burețel din acesta de machiaj care a costat 8 lei și așa, 1 lei din acesta, cam așa, sper să se mai vadă ceva, că v-am zis că deja am pornit, care a costat 3 lei, cam acesta a fost vlogul și eu nu mă mai văd. Da, mi-a plăcut, iș. O să-l mai vizitez în curând, nu cred. Sper că v-a plăcut acest prim vlog și ne vedem într-un viitor, dacă v-a plăcut. Vă pup, o zi bună, pa, pa!